Liviu Rădulescu va participa pentru al șaselea an consecutiv la ultramaratonul Autism 24 ore Marea Neagră. Competiția va avea loc ca în fiecare an în stațiunea Mamaia, urmând ca toți kilometrii care se vor strânge să fie transformați în bani pentru copiii cu nevoi speciale. Anul trecut, la ultramaraton, a reușit să alerge în 24 de ore 123 de kilometri. Pregătirea este continuă. Efectiv, în ultimele două luni am început o pregătire mai intensă pentru a mă pregăti pentru cele 24 de ore la care voi participa. În data de 14-15 va fi evenimentul. Se ține undeva în Constanța, Mamaia, cu plecare de la Piața Perla pe o buclă de 3 km. 1 km jumate dus, 1 km jumate întors. Anul trecut cât ați alergat? Anul trecut am reușit să alerg 123 de kilometri în cele 24 de ore. Am un record de 126, în urmă cu 2 ani l-am stabilit. Un record personal. Ce v-a determinat să participați la această competiție? Bineînțeles că m-a determinat să particip la acest eveniment, fiind unul caritabil, dragostea pentru copii și altruismul. În principal altruismul m-a determinat. Să pot să sprijin prin a alerga și prin a dona acești bănuți copilor care au nevoie de ei. Acești kilometri se transformă în bani. Cam care este procedura? Procedura este în felul următor. Cu ceva timp înaintea evenimentului, prin rețele de socializare, se pot dona de către oricine, orice persoană poate dona printr-un link, orice sumă dorește pentru eveniment, iar în cadrul evenimentului fiecare kilometru alergat de către noi se contorizează, se transformă în bănuții pe care îi donează sponsorii oficiali ai evenimentului. Din partea Jandarmeriei Vâlcea suntem doi colegi care participăm la acest eveniment în cadrul echipei Jandarmeriei Române, care în urmă cu 4 ani a început să formeze o echipă competitivă chiar în acest eveniment, de fiecare dată clasându-ne în primele 10 ca și kilometri și donați strânși de către noi și kilometri alergați efectiv la acest eveniment. Luna trecută ați reușit să duceți câte ceva unei asociații pentru copii cu autism? Da, luna trecută am reușit să strângem o sumă frumoasă de bani care s-a transformat prin grija organizatorului evenimentului, s-a materializat de fapt într-o cutie terapeutică pe care noi am hotărât împreună cu colegii și încă o dată vreau să le mulțumesc colegilor care ne-au susținut, colegii din cadrul inspectorului de jandarmi ne-au susținut în acest eveniment, iar acea cutie terapeutică am donat unui centru de autism de aici, de la noi din județ. Alături de Liviu, la ultramaraton, va alerga și colegul său Alin. Acesta a reușit să atragă donații pentru un total de 730 de kilometri, care s-au transformat în fonduri. Astfel, organizatorii competiției i-au oferit cutia terapeutică și vagonul terapeutic, care conțin jucării și materiale destinate terapiilor pentru copiii cu autism. Oferită cu ocazia participării celor doi reprezentanți, Alin și Liviu, la ultramaratonul 24 de ore autism, în cadrul căruia au obținut materiale didactice pentru copiii cu autism și cu nevoi speciale, cum ar fi vagonul terapeutic și cutia terapeutică, unde sunt cuprinse foarte multe materiale pentru copiii cu nevoi speciale și nu numai, materiale confecționate din lemn, care vor fi foarte folositoare și cu care ne vom putea desfășura activitatea în condiții cât mai bune. Mulțumesc încă o dată pe această cale și le urăm să aibă spor la alergat. Cei care doresc să susțină proiectul pentru care jandarmul vâlcean aleargă pot face donații pe pagina de Facebook a lui Liviu Rădulescu.